Comisia Europeană a blocat pachetul de compensații în valoare de 100 de milioane de euro promis fermierilor din Europa Centrală și de Est, afirmând că Polonia, Ungaria, Bulgaria, România și Slovacia împiedică tranzitul cerealelor ucrainene către țările care doresc să le primească. Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei, mai sunt probleme de rezolvat și unele provocări de înfruntat înainte ca pachetul de compensații pentru fermieri să poată fi pus la dispoziție. Vedem detalii imediat în jurnal într-un articol semnat de colegul meu Ciprian Voinea, de la site-ul agrotv.ro. Comisia susține că cele 5 țări nu reușesc să-și îndeplinească partea de negociere prin care executivul Uniunii Europene a aprobat interzicerea importurilor din Ucraina în aceste țări, în schimbul eliminării interdicțiilor unilaterale și ridicării restricțiilor de tranzit pentru cerealele ucrainene, informează RMX citând surse din interiorul executivului comunitar. Potrivit unor surse, guvernul ucrainean a făcut presiuni pe lângă președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, pentru ridicarea acestor restricții. Cum aprobarea finală a pachetului de compensații trebuie să fie vizată de von der Leyen, aceasta vrea garanții că nu vor mai exista restricții privind tranzitul și reexportul cerealelor ucrainene către țările care doresc să le primească. De asemenea, von der Leyen se opune transferului de 330 de milioane de euro în sprijinul celorlalte țări din Uniunea Europeană, sumă care a fost oferită pentru a se asigura că Spania, Italia și Franța nu vor bloca pachetul de compensații de 100 de milioane de euro pentru cele 5 state din Europa Centrală. Poziția Comisiei în ceea ce privește pachetul de compensații a fost exprimată după ce, recent, mai multe grupuri de fermieri polonezi cu zeci de tractoare au blocat camioanele cu cereale ucrainene la Medica, punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Polonia, nemulțumiți că guvernul de la Varșovia nu le-a plătit despăgubirile promise pentru compensarea pierderilor suferite.